Manifestările dedicate comemorării familiei Maniu au continuat cu depuneri de gerbe și flori la mormântul eroilor, iar mai apoi un spectacol omagial pe scena Căminului Cultural. Grupul urmașii lui Iuliu Maniu aduce în scenă valorile satului românesc, trezesc sentimente și trăiri după exemplul caracterului marelui om politic, Sfinxul din Bădăcin. Aceștia aduc în fața unei săli pline până la refuz secvențe din viața și activitatea lui Iuliu Maniu. S-au recitat poezii scrise de Ioan și Matei Boilă, nepoții lui Iuliu Maniu, despre Sfinx, despre fapte, despre locul din dealul țărinii, casa lui Maniu din Bădăcin. E și atunci, ca din adânc de mare, bătrâna casă tristă, visătoare. În jurul ei sunt brazii cuprinși în horă, ce-n freamă trin, pe Domnul îl adoră. Cu frunțile plecate gânditor, șoptesc și trandafirii ruga lor. De sus, din deal, eu nu văd iarba, dar știu că e covorul din grădină. Sub coasta ei, cea însângerată, se odihnesc stăpânii de-altă dată. La crucile ce poartă a lor nume, nimeni de mult n-a spus o rugăciune. De mult, de tot, livada și cuvia nu mai aud în casă liturghia, nici părul ce mormintele veghează, acum nu mai binecuvântează. Zadarnic, ridicându-și alba floare, așteaptă mereu o zi de sărbătoare. Plângându-l pe stăpânul său plecat, mai simțitor, lămâiul s-a uscat și glasul păsărelelor s-a stins, căci gândul trist pe toate le-a cuprins. Înfrânt, eu cad sub lemnul crucii jos, dar îl aud plângând și pe Hristos. Din lacrima pe țarină oprită, am înțeles că jertfa e primită. Imnul lui Maniu a ridicat sala în picioare, iar inimile românilor au rezonat cu slovele și glasul pur al copiilor care sunt pe scenă de 14 ani, an de an, pentru aceeași cauză, Maniu, și și-a luat și un nume, urmașii lui Iuliu Maniu. Imnul a fost cântat pentru prima oară, în anul 1986, de Ioan Pop, autorul poemului din Bădăcină. Să cântăm despre Iuliu, despre Sfinț să cântăm, toată lacrima noastră pentru el s-o vărsăm. Dragii mei, primenirele, dar să-ți vânăm, de minciuni și de vorbe în noi să schimbăm. În mormânt ce găsim, în mormânt și-a dorit, în pământul natal, în pământul iubit. Să cântăm despre Iuliu, despre Sfinț, să
măi, dorule, dor, să te ragânesc ca știi, măi, dorule, dor. La inimă ține mie, măi, dorule, dor, să dor, la inimă ține mie, măi, dorule, dor. În anul care s-a încheiat, am început o campanie publică de strângere de fonduri. Și aș vrea ca să facem să fie o fel de dare de seamă a ceea ce s-a întâmplat în anul trecut. Și vor fi două filmulețe, unul despre campanie, despre campania propriu-zisă, iar cel de-al doilea vor fi fotografii cu lucrările care s-au realizat deja la Casa Maniu. Aici suntem deja la terasa din, la veranda din față. Consolidarea ei. Aici toate materialele, tot așa cu voluntari, le-am strâns și le-am dus. S-a desfăcut toată acea gresie care a fost pusă în anii 70-80. Desfacerea, până la urmă, a... Iar în original, această verandă laterală n-a fost închisă. Ea a fost deschisă cu niște stâlpi frumos traforați și așa o să o facem, așa o să o refacem. Iată aici muncitori și voluntari. Observăm că apar pe șantier oameni care au făcut voluntariat. Pentru că tot ceea ce noi am muncit, firma la sfârșit, firma constructoare, a scăzut din devizul total. Toate muncile pe care noi le-am realizat. Aici am sprijinit. Dacă aceste sprijiniri nu s-ar fi făcut în toamnă, acum dacă veți trece sau poate ați trecut pe acolo, toată casa ar fi căzut. Iată, aici sunt scările, dar ceea ce se vede la suprafață. Tot la veranda din față, deja fundația refăcută. Scările din față. Am refăcut parapetul. S-a rezidit, pentru că era compromis în totalitate, cel din față. Aici, echipa de voluntari a făcut curățenie, toate materialele care au fost în plus, le-am pus la adăpost, toată piatra am strâns-o. Aici chiar am făcut și s-a turnat stâlpișorii la parapet, de către noi. A trebuit să acoperim și partea de sus, ca să nu se mai infiltreze ploaia, sigur, provizoriu. Așa arată acum partea din față. Acel perete din spate, de asemenea, este compromis și va trebui refăcut, rezidit. Iată casa în ianuarie. Astăzi încă se lucrează.